Cătălin are 30 de ani și a aflat în luna octombrie că are o problemă de sănătate după ce a încercat să doneze sânge. Cadrele medicale i-au efectuat analize și au depistat că este purtător al virusului HIV și sifilis. După câteva săptămâni a fost comunicat diagnosticul și îndrumat către medicii de specialitate. Imediat, bărbatul s-a alarmat, știind că a întreținut raporturi sexuale neprotejate cu altă persoană, atât de sex feminin cât și de sex masculin. Speriat la aflarea veștii, primul gând al său a fost acela de a-și informa fostul iubit, un tânăr de liceu din Năvodari. M-am speriat foarte tare. Eu, știind ce relație am avut cu fostul meu partener, am vrut să trag un semnal de alarmă, pentru că există riscul ca să fi infectat fără știrea mea și alte persoane, atât eu cât și el, persoane de sex feminin și sex masculin, da? Amândoi fiind bisexuali. Intenția lui Cătălin a fost înțeleasă greșit. Fostul partener, elev de liceu, se pare că ar fi început războiul de făimându-l pe un site de socializare. A doua zi mi-a trimis un mesaj pe un site de socializare unde mi-a adresat injurii, mi-a postat pe un alt site că am HIV, SIDA și poze cu mine. M-a deranjat acest aspect, că nu se ajunge aici. Dar am vrut să fac public și dacă tot am făcut, am zis de ce să nu fac, să previn și să se știe. Deși cei doi au întreținut și raporturi sexuale neprotejate, adolescentul de liceu se pare că și-a efectuat analizele, iar rezultatele au fost negative. Un rezultat negativ la un test de anticorpi ne arată starea de sănătate de până în urmă cu 6 luni. Cu alte cuvinte, nu ne spune nimic despre ultimile 6 luni. Și asta din motiv că în eventualitatea în care a existat o expunere la un risc de infectare cu virusul hepatitic B, C sau cu HIV, persoana respectivă este foarte posibil să nu aibă o cantitate de anticorpi suficientă pentru a fi detectate de test. Există riscul ca bărbatul de 30 de ani să fi contactat virusul după despărțirea de fostul partener. Experiențele amoroase ale lui Cătălin au fost multiple, depășind numărul de 100 de parteneri din mai multe orașe din momentul începerii vieții sexuale. Indiferent de situație, Cătălin speră că va întâlni o altă persoană cu care să-și continue viața. În prezent, panica ce s-a creat în orașul Năvodare a determinat cadrele medicale și didactice să desfășoare o campanie de informare a tinerilor și îndrumarea acestora către cabinetele medicale pentru testări. În paralel, și Oamenii Legii continuă cercetările, fiind deschis un dosar penal.